atunci, oarecum contrar cursului jocului, dar ăsta este fotbalul. Cum tratezi, fotbalul te pedepsește. 1-0 Rapid, golul lui Sefer. Sefer, care n-a marcat decât un singur gol în campionatul precedent, de multe ori criticat pentru lipsa golurilor, pentru randamentul său scăzut, a marcat un gol cu Botoșani, dacă ți-aduce aminte, absolut fabulos, e adevărat, dar e doar unul. Recunosc că mă așteptam să șuteze din prima. Mingea i-a venit atât de bine pentru un jucător de picior stâng. Uite-te cum e bine să dea direct la poartă. Până la urmă să-și așează bine. Vede mingea târziu. Vede mingea târziu. E foarte bine plasată mingea. Nu e un șut foarte tare, ci foarte bine plasat. Sefer înscrie al doilea gol al său în Liga 1. El a marcat în Liga 2. Este cel mai prost scenariu pentru FC Argeș, înainte de pauză, care ia gol chiar înainte de pauză. În acest moment Rapid este lider în Liga 1 cu 9 puncte. Sigur, mai sunt meciuri de jucat. Sigur că Rapid n-a câștigat încă această partidă. FC Argeș n-a jucat rău, rămâne de văzut.